David Corneci, cu al său monolog din Pisica Verde, este rugat să se prezinte pe scenă. Dragule, din tot sufletul, eu îți spun, arată artă! Ultima dată mi-am făcut ceva din pilulele maică-mii, niște chestii mici și colorate ca nasturii de la șorțul scufiței roșii. Deci, pui apă în pahar și dizolv praful. După care nu-ți rămâne decât să înghiți tot ce e acolo și în câteva secunde o să pornești într-o super aventură într-un avion mic și roz. O să vezi pe geam mii și milioane de peștișori mici și portocalii și o stewardeză mișto cu aripi de plastic. O să spună whisky în pahar. În timp ce avionul ăsta al tău zboară cu peste 3000 de kilometri la oră și rupe în calea lui toți norii în două. După câteva minute, o să ajungi într-un fel de sat la marginea pădurii, unde o doamnă cu coc alb îți va pune pudincă de zmeură. Imaginează-ți că o să mănânci pudincă de zmeură sub o tufă de liliac și chiar atunci sub tufa aia de liliac o să vină prietena ta din liceu îmbrăcată într-o fustă de bluz și o să te ia în brațe. Sau poate tipa aia cu palton roșu, care s-a uitat pentru o singură secundă la tine și de atunci te gândești la ea fiecare dimineață, sau poate chiar vecinul tău, Maxi, cu care obișnuiai să acoperi toată mobila în vată de zahăr. Gândește-te că sub tufa asta de liliac poate se întâmple orice vrei tu să întâmple. Poate să apară oricine vrei tu să apară și dacă nu vrei să apară nimeni, n-o să apară nimeni, pentru că acolo se întâmplă doar ce vrei tu. O să mă întreb dacă te poți întoarce. Și eu zic că da, te poți întoarce, pentru că eu am fost acolo și acum sunt aici, așa că nu trebuie să te îngrijorezi, trebuie doar să dizolvi praful ăla și apoi să închizi ochii. Dacă închizi ochii și apeși tare, tare de tot, o să vezi o grămadă de puncte portocalii și o să amețești. Când închid ochii... Când închid ochii printre punctele alea portocalii, o văd pe ea. Are căciula roșie pe cap. Căciula asta roșie o are de la mine. Mi-a luat vreo 5 luni să-i o fac. De ziua ei am băgat-o într-o cutie, am împachetat-o frumos, am sunat la ușă și... am fugit. Eram clasa 7. Noi ne-am certat în clasa 6 la început. Mă rog, nu ne-am certat, doar că n-am mai vorbit. Mă rog, n-am mai vorbit ea cu mine. Dar ziua următoare, când m-am dus la școală, am văzut-o în stație. Și avea căciula pe cap. Și de atunci o văd în fiecare iarnă numai căciula roșie pe cap. Într-o zi la școală, s-a mutat în bancă cu Roxana, așa, fără să-mi spună nimic. Și atunci... am luat un bilețel, am vrut să aflu de ce a făcut asta. Și pe bilețelul ăsta am desenat un dinozaur. Ea m-a învățat să desenez un dinozaur fără să iau creionul de pe hârtie și chiar și acum mai știu. În fine, nu mi-a răspuns la bilețel și în pauză râs de mine cu Dana și Roxana și mi-au aruncat penarul pe geam. Ziua următoare mi-au luat sandwich-ul din ghiozdan și l-au înlocuit cu unul cu pastă de dinți în loc de unți. Și eu atunci iar am luat un bilețel, iar am desenat un dinozaur și... iarăși nu mi-a răspuns. Da, de ziua mea, tata a găsit în cutia poștală un bilețel pe care era desenat cu carioca un dinozaur în foarte, foarte, foarte multe culori. Am văzut-o vineri la școală. Era cu Dana și Roxana și... nu m-a salutat. Adică nici măcar nu m-a băgat în seamă. Mă gândesc de multe ori că dacă ar fi fost în continuare prietena mea, Poate că nu s-ar fi întâmplat nimic dacă... poate că nu s-ar fi întâmplat nimic dacă eu... vreau să o aduc înapoi. Să știi că... dacă vrei să vezi pe cineva pe care n-ai mai văzut de foarte mult timp, tot ce trebuie să faci e să înghiți o cutie cu aspirină. Eu așa am făcut.
Și chiar am văzut-o. Era foarte aproape de mine, am vrut să ajung la ea, dar nu puteam că mă blocam într-un fel de zid de vată și atunci am încercat să o strig, dar... Nu puteam să-mi mișc gura că era plină de spumă. Cu antibioticele funcționează mai bine. Dar dacă nu vomiți la timp, eu zic că cel mai mișto e să le combini. Câte una din toate culorile, atunci vezi niște chestii atât de tari. Vezi niște chestii atât de tari că nu... Că nu mai vrei să te întorci. Mă gândesc că poate și ea vedea acum niște chestii atât de tari. Niște chestii atât de tari că nu mai vrea să se întoarcă. Jur că dacă s-ar întoarce, nici măcar n-aș mai vrea să fie prietena mea. Nu i-aș mai pune dinozauri în cutia poștală, nu aș mai plânge că nu mă salută la școală și nu... Nu... Dar... N-aș mai înghiți nicio pastilă. Pentru că dacă s-ar întoarce... Dacă s-ar întoarce eu... Dar... Nu o să se întoarcă. Nu o să se întoarcă, nu o să se întoarcă, nu o să se întoarcă.